Ne întoarcem la discuția în studio. V-am văzut atât la Sala Palatului, cât și la Ateneu, la concerte. Unde v-ați simțit mai bine? Discuția are o presupoziție. Unde se aude mai bine? Da, recunosc că ăsta era substratul. Noi știm foarte bine că sălile pe care le aveam la dispoziție nu sunt toate la fel de înzestrate pentru o acustică corespunzătoare unor concerte ținute de orchestră de vârf și de interpreți de vârf. Da. Ateneul, făcut în 1888, în secolul al XIX-lea, continuă să fie cea mai bună sală din punctul de vedere acusticii pe care o avem, deși mi-au spus niște specialiști că atunci când podeaua, o ranforsare de lemn a fost înlocuită cu un planșeu de beton, din acel moment sunt zone ale sălii în care există un mic ecou, o mică reverberație. Asta mi-a spus un specialist. Chiar și cu asta, Ateneul rămâne cea mai bună sală. Urechea mea de profan a auzit-o super pe Natalie Dessay aseară în Ateneu. Clar, depinde, cred că erați în zona cea mai bună, dar e limpede că Ateneul pus deoparte și sala radio, despre care specialiștii spun că este o sală cu un sunet egal, cu acustică egală, Sala Palatului, care găzduiește acum cele mai mari orchestre, are o problemă. Chiar și cu îmbunătățirile care au fost aduse, îmbunătățiri care au fost simțite și de urechea amatorului informat și de cea a protagoniștilor de pe scenă. Da, deci s-a simțit o îmbunătățire și trebuie salutat efortul. Dar asta mă introduce la tema centrală, care este: dați un leu pentru Ateneu. Așa cum prin subscripție publică s-a făcut Ateneul în 1888 și opinia publică a înțeles că trebuie o sală pentru noul regat român, la fel trebuie să înțelegem acum că, după ce am avut în secolul XIX Ateneul, în secolul XX Sala Palatului și Sala Radio, acum în secolul XXI ne trebuie o sală care să semene cu toate sările de vârf din lume. De ce? Pentru că și România a început să fie la vârful reprezentărilor muzicale. Festivalul Enescu a crescut remarcabil, din 2000 încoace crește continuu și la această rundă a festivalului, sentimentul meu este că el a decolat. A decolat prin consensul publicului, publicul a simțit că s-a petrecut ceva, o bucurie formidabilă. Un public plătitor de bilete, aș vrea să subliniem acest lucru, niște bilete nu foarte ieftine până la urmă. 40% din bilete s-au vândut din start. Sigur. Deci au fost sold out. Ceea ce este remarcabil. Vă propun să ne oprim puțin din discuție, o continuăm după următorul material, rămânem însă tot la Ateneu în această după-amiază. Așadar, necesitatea unei săli adecvate de concert pentru bucureșteni. Iată o idee subliniată și astăzi de Ministrul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național în conferința de presă care a încheiat festivalul. Vă propun să ne deplasăm un pic centrul de atenție acum către public. Cum l-ați văzut la această ediție? Amestecat. Primul lucru trebuie... Când ne referim la publicul bucureștean, este capacitatea lui empatică, capacitatea lui de a se entuziasma. Este un public sentimental, este un public iute, vărsătoriu de lacrimi, de entuziasm pentru calitatea muzicii. Este un public, cred, mai puțin exigent, deși e limpede că reacția lui de mare entuziasm este întotdeauna pentru o ștachetă ridicată a performanței artistice. Dar nu mă pot împiedica să nu remarc reacțiile stranii. Bună oară la când la sonata în la major de César Franck s-a aplaudat după fiecare mișcare, violonista a fost interlocată. Era stupefiată. Nu se mai putea recompune pentru... Nu se recompunea bine. La fel a fost reacția lui... Un funk, da. La reacția lui Maris Jansons, care la Sinfonia 7 de Beethoven, după fiecare mișcare s-a aplaudat și el era pur și simplu destabilizat. Și a revenit pe Tristan și Isolda și a intrat într-o relație directă foarte bună cu publicul, de avea pe Rosenkavalier, pe Richard Strauss. Iată că acest public a primit în numărul de ieri al suplimentului Cotidianul dedicat Festivalului Enescu două pagini de îndrumări de bună purtare în sala de concert. Și cu asta ajungem la un alt capitol pe care vreau să-l atingem, acesta al agendei festivalului. A fost o inițiativă remarcabilă de a edita un ziar al festivalului.
în care erau două tipuri de contribuții, și anume erau anunțate concertele care vor avea loc, și aici aș spera ca pe viitor să fie fixată cota artistului sau orchestrei care cântă, prin citate semnificative din critici muzicali. Și al doilea tip de intervenție este reacția la ceea ce s-a petrecut. Le-am citit pe toate, ele sunt inegale, dar este remarcabil că acest lucru s-a făcut. Revenim la discuția noastră după ce vedem al treilea material al agendei de astăzi, Jean-Yves Thibaudet, la Sala Palatului. Ne întoarcem la discuția noastră și iată că Enescu rămâne în actualitate și pe afișul Institutului Cultural Român și după ce festivalul se încheie, pentru că în câteva zile va începe un turneu, un alt turneu Enescu, prin Europa și prin America. Da, este un turneu Brahms Enescu, lucrări de pian și vioară, cântate de Remus Azoiței și de Eduard Stan, două nume de referință, au scos și un CD care a avut foarte bune referințe în presa de specialitate și ideea de bază este următoarea. Cum pot să-l promovez pe Enescu? A-l promova pe Enescu înseamnă, de fapt, a-l impune în repertoriu permanent, pe de-o parte, și pe de altă parte, a-i fixa cota. Enescu este sub cota lui valorică reală. Nu o spun cu patriotism, o spun cu conștiința unuia care foarte târziu l-a descoperit, și anume după ce a citit o carte admirabilă din foarte puținele care există, a lui Noel Malcolm. O carte simpatetică cu muzica lui Enescu, care a avut capacitatea mie, la o vârstă înaintată, să-mi trezească conștiința că se întâmplă ceva cu muzica lui Enescu care trebuie comunicat tuturor și care nu este evident. Ei, din acest motiv am conceput un turneu în care o valoare absolută a oricărui repertoriu, Brahms, și care este între sursele lui George Enescu, să fie combinat cu lucrări de cameră ale lui George Enescu. În felul ăsta se vede, pe de o parte, zona din care Enescu vine, pentru acele lucrări care sunt în zona sursei Johannes Brahms, și pe de altă parte se vede congenialitatea valorică dintre ei doi, dacă cei care cântă, și este cazul și al lui Azoiței și al lui Stan, dacă cei doi iubesc această muzică și reușesc în mod empatic să o răspândească. Și amândoi reușesc asta. Ar mai fi multe de discutat. Mulțumesc foarte mult pentru prezența în cadrul ultimei agende. Doamnelor și domnilor, sunt Marius Constantinescu. Mulțumesc că ați fost alături de noi din 7 septembrie și până astăzi. Ne vom revedea cu siguranță pe TVR Cultural.